Margarină sau unt? În post este de înțeles. În rest, e o întrebare grea la care nu reușesc să răspundă tranșant nici specialiștii. În lupta pentru scăderea colesterolului, tot mai mulți nutriționiști recomandă consumul de margarină, în defavoarea untului. Dar specialiștii în industria alimentară spun că margarina este până la urmă un produs artificial. Consider că e mai bună decât untul și nu are atât de mult colesterol. Este vorba, desigur, despre margarină. Ca mulți alți români, Giorgio preferă untului pentru că se întinde repede pe pâine, pentru că el ține la siluetă, dar și pentru că este și mult mai ieftină. Asta e aproape 70 sau 7 lei, ca să zicem, pe românește. Iar untul, ați văzut, e 80. Diferența dintre 100 de grame de margarină și 100 de grame de unt poate ajunge și la 4 lei. Nu contează prea mult însă pentru cei obișnuiți cu gustul adevărat de lapte. Mie îmi place cel cu 80% grăsime. E mai gras și e foarte bun. Categoric, untul crește colesterolul pentru că este o grăsime saturată. Avantajul lui este că e natural. A spune care e mai natural e diferența dintre margarină și unt, este diferența dintre ceva artificial și vacă. Spre deosebire de unt, margarina are coloranți și mai nou aromatizanți artificiali, care o fac să miroasă lapte mai tare decât laptele adevărat. Untul care, mai ales care l-am luat, ar conține mai puține euri decât margarina, care este mult, mult mai prelucrată. Vitaminele pe care le vedeți trecute pe cutia de margarină sunt toate artificiale. El conține în mod natural vitamine pe care margarinele nu le conțin. Lor li se adaugă în mod artificial aceste vitamine, sunt îmbogățite cu vitamine liposolubile de genul A sau vitamina D. Margarina are însă mai puține grăsimi saturate în comparație cu untul. Vorbim de grăsimi rele care duc la apariția bolilor cardiovasculare. Totul ține însă de cantitatea consumată. Untul se poate consuma chiar și de persoanele care au colesterol ușor crescut, însă în cantitate moderată. Și când spun moderat, înseamnă 10 grame. Două vârfuri de cuțit pe felia de pâine nu ucide pe nimeni. Margarină sau unt, fiecare cu plusurile și minusurile sale. Decizia aparține fiecăruia.